Bună, bună tuturor! Ce mai... Ups! Stați un pic! Bună, bună, ce mai faceți? Astăzi o să facem coafura Ralucăi din videoclipul Cine sunt eu, dar... Aproape de mine când te privesc, da, este foarte frumoasă coafura și este foarte, foarte simplu de realizat. O să vedeți cât de repede o să realizați această coafură. Și bineînțeles că are o singură coafură și pe aceea o să o realizez. Are coafura aceea cu un coculeț și câteva șuvițe așa lăsate pe față. Da, îmi place foarte mult și sigur o să vă placă și vouă. Și o să se vadă foarte frumos și la mine și la voi. La mine pentru că am părul roz și la voi pentru că o să-mi trimiteți poze și o să le văd. Și o să ne bucurăm împreună de această coafură, nu-i așa? Bun, să începem. Bun. Deci, nu o să trebuiască să mă întorc spatele pentru că asta este o coafură cu fața. O să mi selectez șuvițele acestea din față, o să le las pentru că și așa le are și Raluca. Bun. Și restul părului o să mi-l prind într-o codiță. Așa cum îl are și ea. Într-o codiță. Super. Folosesc un elastic și mi-l prind. Bun. Și acum o să fac un coculeț, pentru că și are un coculeț, ați văzut. Deci îmi desfac codița în două și pur și simplu mi-e răsucesc. Și după ce mi-am răsucit-o, o să mi-o răsucesc în jurul elasticului. Am zis răsucit de nu știu câte ori. Și mi-o fixez cu agrafe. Bun. Și acum, pentru că Raluca l-are un pic mai ondulat în partea din față, am uitat să vă spun, părul pentru acest tutorial nu trebuie să fie în niciun fel, nu trebuie să fie ondulat, decât că o să trebuiască să ne ondulăm primele șuvițe, dar nu are rost să ne ondulăm tot părul și apoi să-l prindem și doar pentru două șuvițe. Așa că sfatul meu este să vă, nu știu, oricum, deci cum aveți părul acum în momentul ăsta, în momentul în care vă uitați la acest tutorial, exact așa trebuie să fie părul, deci nu trebuie să fie niciun fel. Doar că trebuie să vă prindeți părul, vi-l faceți într-un coculeț și primele șuvițe, dacă nu le aveți ondulate, le ondulați. Dacă le aveți ondulate, perfect, e foarte ok pentru voi și na. Și acum o să-mi ondulez șuvițele din față și mă folosesc de un ondulator. Așteptăm să vedem dacă s-a încălzit și s-a încălzit. Perfect! Aceasta este coafura Ralucăi, îmi place foarte mult, este o coafură pentru zilele în care nu ai chef să-ți faci baie la cap și atunci cel mai bine e să ți-l prinzi și gata, ai terminat cu părul. Este și așa un mod cochet de a-ți prinde părul, nu doar ți-l prinzi într-o coadă și atât. Pur și simplu îți mai faci un coculeț și deja este altceva. Să vedem ce o să nimerim și pentru data viitoare. Pentru data viitoare, ce bilețel! Pentru data viitoare o să facem Sandra N din videoclipul Nimic nu este întâmplător. Asta o să facem, nici pe ea n-am mai făcut-o până acum, deci se pare că este sezonul coafurilor sau să zic cântărețelor noi. Așa. Și pentru asta o să ne pregătim data viitoare. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!